Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi prezenta o modalitate de reparație a furtunelor pentru irigat prin picătură. Iată, aici avem un furtun de irigat prin picurare. O modalitate ar fi, dacă vedeți că supapa s-a înfundat, puteți da cu unghia degetului în lung, iată, aceasta nu picură, iată ce se întâmplă. Iată, deja supapa se curăță. Iată, și după cum observați, ea începe să picure. Haideți să mai frecăm puțin pe supapă. Iată. Deja supapa începe să picure, da? Dacă observăm, se duce puțin într-o parte. Iată. Și acum să vă arăt și următoarea metodă. Aveți nevoie de un ac cât mai subțire. Iată. Îl îndreptați, deci el de obicei stă, acest ac de siguranță stă cam așa. Dumneavoastră va trebui să-l îndreptați. Aveți grijă să nu vă înțepați. Și în poziție orizontală puteți înțepa pe dedesubt, foarte, foarte puțin, dar înțepătura va trebui să fie orizontală, deci nu înțepați așa, deci nu așa sau așa, nu așa, deci introduceți și înțepați cel mai orizontal posibil și foarte, foarte puțin. Va trebui să doar să înțepați cu vârful. Ia să vedem. Iată. Deci ceva de genul acesta. Ia să vedem. Iată. Haideți să mai încercăm o dată. Da. Deci funcționează. Iată. Curge puțin, foarte puțin și pe aici, dar ea curge pe aici, pe la înțepătură. Iată. Observați. Dacă vreți debit mai mare, mai înțepați încă o dată, dar, cum v-am spus, orizontal, nu vertical. Iată. Acum avem debit mai mare, iată, se duce la vale puțin. Iată cum se. Da, cam atât a fost filmul de astăzi, sper că v-a fost de folos. Nu uitați, dacă vă place acest canal și ce facem noi, puteți să vă abonați.
un like ar fi de mare ajutor. Bineînțeles și o distribuire sau să apăsați acel buton cu opțiunea alt sau toate pentru a fi notificați atunci când postăm. La revedere!